că Rapidul a spus că diferența a fost făcută doar pe final. Da, și pe seama portarului voastră. Da, e clar că am avut pe final de joc foarte multe greșeli, foarte multe ratări și probabil că pe fondul consumului de energie, ținând cont că mi-a jucat la acum 3 zile, s-au acumulat aceste greșeli care într-adevăr au făcut diferență. Cât a contat totuși eliminarea lui? Bine, acum e clar că știm ce înseamnă Cati pentru noi, Cati Giuchino. Știm, toată lumea știe ce înseamnă Cati pentru noi, dar acum nu trebuie să luăm meritele acestei copile. Cred și sunt convins că chiar dacă a luat niște goluri ușoare, să spunem așa, în concluzie, cred că și-a făcut bine treaba pentru cât a evoluat ea până acum. Adică perspectiva este bună, sper să dea încredere în continuare, să muncească la fel cum muncește și acum, pentru că are doar 20 de ani și atunci dacă va continua alături de Cati, pentru că are ce să vadă, are modelul și exemplu în față, împreună cu Gore, sper eu ca pe viitor să fie unul din portarii noștri de masă. Publicul a scandat de multe ori voții în voții, vis-a-vis de arbitraj. Da, cum ți s-a părut? Da, momente și momente. Acum este părerea publicului. Eu sunt antrenor, nu pot să zic că să zicem așa prea multe lucruri despre arbitraj. Într-adevăr, multe momente ale jocului în care n-au luat, zic eu, de o decizie cât de cât corectă, să-i spunem așa. Momentele când era acolo decizie, cred că au cam dat-o, să spunem așa, puțin către Rapid. Dar una peste alta, nu cred că au influențat rezultatul. Eliminarea lui Cati a fost pe bună dreptate, bine, adică a fost meritată. Este regulamentar, a ieșit în spațiu de poartă și a avut un contact extrem, în asemenea spațiu se dă roșu. E frustrant. Cu CSM-ul ne-am luat la bătaie, am pierdut cu Rapidul la bătaie, iarăși am pierdut. Ca și rezultat, e clar că este frustrant, dar ca și evoluție, trebuie să spunem că oamenii care vin în sală, vin pentru că au văzut ceva în această echipă și că le place ceea ce văd pe teren. Și acest lucru trebuie să ne bucure. Trebuie fericit de fetele, cum ai spus și tu, ieșind într-o serie destul de grea împotriva unor echipe foarte grele, adică primele 4 echipe ale campionatului. Am realizat o mare victorie împotriva Cisnădiei și ne-am calificat în primele 8 echipe ale Cupei României. Deci, în concluzie, suntem pe drumul cel bun. Le mulțumim spectatorilor că de la meci la meci sunt un număr mare prezență alături de noi și ne susțin, pentru că cred eu că fetele au demonstrat că merită susținerea lor. Cât de binevenită în această vacanță, semi-vacanță? Da, este binevenită pentru că am jucat la 3 zile 2 jocuri în care ne-am luat la bătaie cu Cisnădia, am avut victorie, ne-am luat la bătaie cu Rapidul și se simte acest lucru. Vine la fix, să spunem, această pauză. Sper eu ca să venim după cele 4 zile libere care au fetele, de fapt 4, 3 zile, joi ne întâlnim la antrenamente, că așteptăm marți tragerea la sos pentru Cupa României, să vedem șansa și norocul care vom avea la tragerea la sos. Sper eu să avem o șansă și noroc să putem pica pe echipă mai de nivel, vor să spunem așa, să evităm cele 3 puteri. Pentru că dacă vom evita cele 3 puteri, avem șansa noastră de a ne califica în Final Four și cred că ar fi o mare, mare realizare pentru noi ca și echipă, ținând cont că suntem echipă nouă promovată, să ne calificăm în Final Four cu Cupei României și să avem un parcurs așa bun în campionat. Cred că dacă ne spunea cineva încă o dată, vă spun acest lucru la începutul campionatului, nu credeam.